Boban. Distinși reprezentanții autorităților publice locale, cetățene, centrale, doamna senator, doamnelor și domnilor, 8 aprilie e o zi de sărbătoare a uneia dintre cele mai mari comunități etnice din România. O sărbătoare, așa cum s-a mai spus, plasată sub auspiciile Zilei Internaționale a Românilor. Foarte pe scurt, aș vrea să vă povestesc cu scurt istorie legată de felul în care am organizat alături de Doru intrarea. A venit cu un geamantan plin de cărți legate de istoria comunităților. Și la un moment dat mi s-au părut că sunt prea multe și mi-a spus Alin, te rog, lasă-le acolo așa cum sunt. Să știe lumea că nu suntem romi și că nu suntem țigani. Și asta mi-a dat o idee în legătură cu ce urmează să vă prezint eu aici. O foarte scurtă introducere în istoria unei comunități pe care nu vreau o cunoaștem și, în consecință, nu o înțelegem. E o istorie care nu se predă la școală, e o istorie pe care eu n-am învățat-o, nu știu în ce măsură sistemul educațional din România de astăzi reflectă cumva istoria acestei comunități, o istorie veche de peste 600 de ani la noi în România. Și o să nutresc speranța că, la final, fiecare dintre cei prezenți astăzi aici o să înțeleagă care este diferența, una fundamentală, între etnonimul rom și cuvântul jignitor țigan. Termenul de țigan a pătruns în limba română odată cu primele documente medievale. Sunt menționați în documentele de cancelarie ale voievozilor din Moldova și din țara românească. Cel mai vechi document cunoscut este din 3 octombrie 1385, semnat de Dan I-ul. E o donație pe care o face către mănăstirii Tismana de numeroase obiecte, printre care și 40 de sălașe de țigări. Din 1385 până la dezolvirea lor de la jumătatea secolului al XIX-lea, termenul de țigan nu a avut niciodată niciun document cu conotație etnică. El a reflectat doar un statut social și un statut juridic. Cu alte cuvinte, timp de 500 de ani, atâta vreme cât documentele medievale menționează cuvântul țigan, spune, cu alte cuvinte, sclav sau rob. Și în niciun caz o referință etnonimică. Cuvântul țigan are o etimologie cunoscută, bănuiesc că știți, greacă veche, Atringanos, e o sectă din creștinismul timpuriu, care, în traducere liberă, însemna impur, de neatins. Din Imperiul Bizantin, odată cu trecerea lor din Asia Mică în Europa, inițial în peninsula Balcanică și apoi la nord de Dunăre, această ștampilă venită din exteriorul comunităților s-a generalizat în toată Europa. A vorbit despre istoria romilor presupune să deschidem subiecte delicate din propria noastră istorie. Subiecte care pot sub semnul întrebării, dacă doriți, mult vestita ospitalitate românească, subiecte care pun sub semnul întrebării, inclusiv capacitatea reală, sinceră, de asimilarea unor valori creștine la nivelul unor instituții foarte importante din statul român, mă refer aici, inclusiv la biserică. Există foarte multe categorii de țigani, adică de robi. Mă refer la termenul medieval. Sunt țiganii domniei, mă refer aici, atât la domn, cât și la domniță. Sunt țiganii boierilor, sunt țiganii mănăstirilor, aproape toate bisericile și mănăstirile din spațiul medieval românesc au avut în posesie țiganii rob și era ultimul nivel al sclaviei. Noi am avut și românii, au avut români și românii au avut categorii sociale țărănești care pot fi echiparate cu statutul de rob, dar cea mai grea viață a fost fără nici o îndoială rob. Există și în județul Bacău, avem o mănăstire, e mănăstirea Cașa. E construită undeva între 1656-1657. E construită de la zero de către 8
400 de țigani, de romi. Tot ce e acolo, zidurile din incintă, biserica și toate clădirile interioare, sunt construite de cei 800 de cap de familie. În total erau cam 3.000 de persoane aduse acolo printr-un Hristos domnesc, printr-o Danie pe care domnul Mordovei a făcut-o acestei biserici. Tismar, Cozia, Cașin sunt locuri absolut superbe pentru ecumenism, pentru ortodoxie, sunt locuri de reculegere, sunt locuri de rugăciune. Nicăieri nu există nicio mențiune în legătură cu faptul că toată acea frumusețe li se datorează într-un fel și lor. Se spune despre ei că nu au istorie. Iertați-mă, nu prea au avut timp să scrie, pentru că s-au ocupat cu alte lucruri. Se spune despre ei că nu au avut acces la funcții politice și sociale importante. Sunt și excepții. Ștefan Răzvan, de pildă, a fost preot al Moldovei pentru o scurtă perioadă de timp, dar e rom. Se spune despre ei că nu au avut deschidere către marea cultură. Total fals. Școala ardeleană, școala iluministă, Ioan Buda Ardelean, autorul Sibaniadei, Petru Maior, sunt aparținut etniei romeni. Aș avea foarte multe să vă spun, doar mă rugați să mă limitez la 5 minute, vă spun și eu la mulți ani. Și vă doresc să găsiți la un moment dat puterea de a ierta și de a neierta. Mulțumesc!